profesorul de judo Ionel Drăgan și elevul său Mihai Martinesc au fost premiați simbolic la Deva în cadrul campaniei Premianții fără premii. Alături de aceștia au fost prezenți la eveniment și președintele Federației Române de Judo, Doru Sapta, dar și secretarul general al acesteia, Alexandru Bălgrădeanu. Ambii au fost elevii profesorului Ionel Drăgan. Este limpede că românii vă prețuiesc. Vă strâng mâna și l-invit alături de mine pe președintele Federației Române de Judo, Doru Sapta, să vă mâneze diploma de premiant fără premiu. Vă rugăm să premiați în numele nostru. Ionel Drăgan este omul care a adus judo la Deva. Este profesor de desen, are 74 de ani și merge zilnic la sala de antrenament. Vara trăiește într-un paradis de pe malul Mureșului, iarna coase gobleni și ascultă muzică clasică. Prima grupă de copii dornici să învețe judo a format-o în anul 1964. În meseria pe care am desfășurat-o de-a lungul anilor și anume aceea de profesor, am vrut să demonstrez în mod deosebit, în lupta cu prejudecățile, am vrut să demonstrez că sportul nu este o piedică sau o frână în educația tineretului pentru viață. Evident că un merit deosebit însă îl au și cei care mi-au fost elevi. În 1964 a devenit probă olimpică, iar după 4 ani a fost înființată Federația Română de Judo. Secția de judo a clubului sportiv Deva avea să fie printre primele afiliate, iar Ionel Drăgan a fost primul antrenor oficial. Prin sală i-a trecut generație după generație. Elevii a fost și actualul președinte al Federației Române de Judo, Doru Sapta, dar și secretarul general al Federației, Alexandru Bălgrădeanu. Una din valorile care ar trebui să se raporteze și să se readucă societatea românească de astăzi se numește simplu educație. Domn profesor, senseiul nostru, cel care m-a format și pe mine și pe mulți, foarte mulți alții, general, vorbim de generații între de copii, este de fapt unul din acest artizan al educației. În fața publicului devean a venit și unul dintre cei mai tineri elevi ai profesorului, Mihai Martinesc. La numai 10 ani, micul sportiv se poate lăuda cu o mulțime de medalii câștigate la concursurile de judo. N-am voie să strâng mâna să te felicit și să rog pe profesorul tău, pe sensei, să te premieze în numele grupului, iar noi să te aplaudăm. Ionel Drăgan și Mihai Martinesc au fost premiați cu câte o diplomă de onoare, flori și insigna campaniei. Premianții fără premii este o campanie menită să scoată în evidență adevăratele valori ale românilor, cele prea puțin sau chiar deloc mediatizate.